Stimați credincioși, vom redeschide cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, al 16-lea capitol, de unde vom citi un cuvânt rostit de Domnul nostru Isus, consemnat începând cu versetul 19. Evanghelia după Luca, 16 cu 19. Să ascultăm cuvântul, cuvântul rostit de Domnul Isus. Era un om bogat care se îmbrăca în porfire și în subțire, și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, Adu-ți aminte când viața ta, tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici, el este mângăiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogute te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram mi-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Vă iubit cu respect să vă reașezați. Aceste cuvinte pe care le-am citit din Sfânta Evanghelie au fost rostite de Mântuitorul nostru Isus, care, venind în lumea noastră, a adus adevărul, revelația, cuvântul cel viu al lui Dumnezeu. În această seară ne găsim aici, ne-am bucurat de timpul pe care l-am petrecut până în acest moment, ne-am rugat lui Dumnezeu, am cântat împreună, am simțit emoția candidaților care uh, se prelungește seara aceasta până când vor încheia botezul, legământul cu Dumnezeu prin botezul în apă, și fie ca în timpul care ne stă înainte, Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze sufletele prin cuvântul pe care urmează să îl propovăduim. Vorbele acestea rostite de Mântuitorul Iisus sunt cuvinte adevărate pe care trebuie să ne le punem la inimă și sunt cuvinte care se leagă de propria noastră existență, se leagă de destinul nostru, se leagă de viața noastră. În acest cuvânt, Domnul Isus ne vorbește despre realitățile lumii de dincolo. În seara aceasta vom vorbi mult despre lumea de dincolo, pornind de la cuvântul pe care l-a rostit Domnul Isus. Singurul care mai înainte de a fi în lumea noastră se găsea în cealaltă lume și care a locuit printre oameni întrupat vind, a fost Domnul nostru Isus. Aud pe unii oameni spunând că, în ce privește lumea de dincolo, nu putem ști ce este acolo, pentru că niciodată de acolo nimeni n-a venit înapoi să ne spună cum e. Dați-mi voie să mă opun acestei opinii, spunând că, totuși, este cineva care mai întâi a fost acolo și de acolo a venit în lumea noastră și ne-a spus cum e acolo. Acela este Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu care era în sânul Tatălui și din veșnicie împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, la vreme rânduită, s-a întrupat, a venit în lumea noastră și ne-a deschis ceea ce am putea numi ferestrele spre lumea de dincolo. Să ne uităm la acest cuvânt și să ne-l punem la inimă. Imaginați-vă, vă rog, că ați fi în grupul acela de oameni care l-au auzit pe Domnul Isus rostind de aceste cuvinte. Imaginați-vă că ați face parte din auditoriul de atunci și ați auzi aceste vorbe ca și cum ar fi fost rostite atunci. Domnul Isus are în plan să ne descopere lucruri care n-au mai fost niciodată spuse, să aducă învățături pentru sufletele noastre, învățături de care avem absolută nevoie. El pornește de la lucruri foarte cunoscute și obișnuite, de la realități pe care le experimentăm în lumea în care locuim acum și progresiv ne va conduce spre acelea pe care urmează să le descoperim, să le cunoaștem. Iată cum pornește. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. În fiecare zi ducea o viață plină de desire și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Vorbindu-ne despre lumea de dincolo, despre realitățile lumii de dincolo, Isus Hristos pornește de la a surprinde viața de pe pământ și de o descrie așa cum este ea. Dacă ar fi să rezumăm cuvintele pe care le-am citit din versetul 19 până la 21, să le rezumăm în cuvinte mai scurte, am putea spune așa: În viața de pe pământ, oamenii se împart în două mari categorii. Unii oameni sunt înstăriți, bogați, și alți oameni sunt săraci și lipsiți. Cel bogat este descris aici că se bucura de bogăția lui. Se îmbrăca în porfiră, în insubțire, în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și de strălucire. Cel sărac se chinuia în nefericirea, în sărăcia și în lipsurile lui. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Era bolnav. Probabil că sărăcia lui își găsește explicație în suferința lui. Nemai putând munci, s-a degradat repede și din punct de vedere fizic și din punct de vedere material și a ajuns în această stare nenorocită. Zăcea bolnav, până și câinii veneau și lingeau bubele și când se întâmpla ca la casa bogatului să se dea o petrecere, să fie o sărbătoare, să fie un eveniment, acest nefericit cu numele Lazar își dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului. Pe vremea aceea nu erau mese, așa cum avem noi acum, cu scaune la care, pe care să stăm așezați și apoi să avem masă în față, ci era așa o înălțime cât să fie, vreo 30-40 de centimetri, cam atâta să fie masa, și de jur împrejurul ei, culcați pe pământ, sprijiniți pe cot, stăteau mesenii. Pe masă erau puse bunătățile. Era luat de acolo, se rupea o bucată de pâine, se înmuia în ce era pe masă, se mușca în bucata aceea de pâine și ce rămânea în mână se arunca sub masă. Erau acele firimituri rezervate pentru nefericiții de afară. Lazar Lalea la se gândea. Ai zice, nu-i drept. Nu e corect ce se întâmplă în această lume și în această viață. Și așa este. O lume împărțită între oameni bogați și oameni săraci. Unul la rând de ajuns, mai mult decât ar trebui, risipește și celălalt își râvnește, își dorește nimicurile, resturile care ar putea cădea de la masa îmbelșugată a celui bogat. Acum revenim la noi înșine, și noi, cei care ne găsim în această seară aici, facem parte dintr-una dintre aceste două categorii. Dreptie depinde foarte mult care este gradul de comparație, cu cine ne comparăm. Dacă e ne, să ne comparăm cu cine știe ce nume sonor care apare în mass media zilelor noastre, cu toții realizăm că suntem săraci. Dacă e să ne comparăm cu oamenii care locuiesc în alte părți ale Pământului, cum ar fi în Africa sau cine știe în ce țări lipsite, realizăm deodată cu toții că suntem bogați. Privind imaginea de ansamblu, Dumnezeu ne-a binecuvântat în țară cu pâine și cu prosperitate și facem parte dintre cei fericiți. Binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. Dar revenind la vorbele Domnului Isus, el. Pornește în a ne vorbi despre lumea de dincolo, de la realitățile lumii, vieții de pe pământ. Ce se întâmplă printre noi? Oameni bogați, oameni săraci. Așa a fost atunci, așa este și acum. Următorul pas e ca și cum ar fi un lanț, așa imaginați-vă, un lanț care are verigi, una după alta. Această întâie verigă pe pământ, bogat și săraci, este urmată de a doua. E surprinzătoare și șocantă în același timp. Cu vremea, săracul a murit. A murit și bogatul. Și l-a îngropat. Moare și cel sărac, moare și cel bogat. Viața pe pământ este trecătoare. Nu rămânem aici pentru totdeauna. Pentru cel bogat, bogăția nu l-a ajutat să-și lungească numărul zilelor. Oricât de mult și-ar fi dorit să trăiască, oricât de mult ar fi încercat să prelungească viața, oricât de mult și-ar fi dorit încă o zi, încă un ceas, până la urma urmei este un capăt. Cu vremea, a spus Isus, a murit. Și săracul a murit, și bogatul. Iată o experiență care ne pune împreună, care ne aduce sub același numitor comun. Vă întreb, în Sibiu, din istoria mai multă sau mai puțină pe care o deținem, o cunoaștem, în Sibiu, în urmă cu 500 de ani, au fost oameni? Ce întrebare am pus? Dacă te duci în centru vechi, mergi pe străduțele acelea pe lângă biserica evanghelică și citești în semnele de pe case, constați că acele case au fost făcute 500 de ani în urmă. Au fost oameni care au locuit acolo. Altele sunt și mai vechi de 500 de ani, 700 de ani, 800 de ani altele. Pe atunci au fost oameni care s-au gândit să zidească, s-au gândit să-și facă o locuință, au zidit-o bine, a rezistat în timp. Și acum eu vă întreb, oamenii aceia de pe atunci unde sunt? Unii au fost bogați, alții au fost săraci. Unii au avut un nume care e cunoscut până și în zilele noastre, alții au pierit odată cu ultima lor respirație. Dar, notați, vă rog, și unul și celălalt a murit. Și acum întreb, peste următorii 150 de ani, unde vom fi noi? Ce se va întâmpla cu tine în următorii ani? Unii dintre dumneavoastră sunteți mai în vârstă decât mine, mie încă mi se potrivesc vorbele spuse de farisei despre Domnul Iisus. Au zis odată și eu o vorbă bună de Domnul Iisus. Au zis așa, n-ai nici 50 de ani. Asta mi se potrivește încă. Mulți sunteți mai în vârstă decât mine. Unii sunteți atât de în vârstă încât, uitându-vă înapoi, vă dați seama că anii cei mai buni au trecut și ce e la orizont nu se anunță a fi foarte de dorit și de așteptat. Aceia care faceți parte dintre cei tineri, să nu vă lăudați cu vigoarea tinereții până acolo încât să uitați că au fost oameni mai tineri decât voi, mai sănătoși decât voi și mai buni decât voi, care au murit înainte de voi. Moare și unul, moare și celălalt. Experiența aceasta a plecării sufletului din trup, a morții biologice, ne așteaptă și pe noi. Nu putem fugi de ea. E rânduită de Domnul Dumnezeu și se va întâmpla potrivit hotărârii sale suverane. Cunosc o legendă arabă care ilustrează perfect faptul că moartea nu poate fi evitată. Legenda aceasta spune că un satrap, într-o zi, și-a trimis slujitorul lui de încredere cu ceva treburi în piață. Slujitorul s-a dus s-a apucat de treabă, dar n-a reușit să facă prea multe, că acolo a dat față cu moartea. Și când l-a văzut, s-a văzut față în față cu moartea, s-a speriat, a dat cale întoarsă și în fugă s-a întors la stăpânul lui și a spus, stăpâne, am o mare rugăminte. Când stăpânul a văzut, s-a supărat un pic, n-ai făcut treburile toate, așa este stăpâne, dar iată ce s-a întâmplat. M-am întâlnit cu moartea. Niciodată n-am venit acasă cu treburile nefăcute. De data asta am venit. Am o mare rugăminte. Împrumută-mi un cal, ca am de gând să fug departe și să mă ascund în cetatea vecină, în orașul vecin, Samara. Mi-e frică să dau ochii cu moartea. Stăpânul a acceptat cererea, legenda spune că i-a dat calul cerut, sluga a dispărut, căutând loc de adăpost în Samara mai în după masa zilei, cum numai în legende este posibil să se întâmple, stăpânul s-a dus și el la piață și se zice că acolo s-ar fi întâlnit și el cu moartea. S-a dus la ea și, brav, i-a zis, moarte, de ce mi-a amenințat slujitorul? Azi dimineață l-am trimis cu treburi aici, la piață, a venit acasă cu lucruri de făcut pentru că l-a speriat. De ce l a speriat? Ce ai cu slujitorul meu? la care moartea ar fi zis, repet, cu numai în legende se poate, omule, n-a fost un gest de amenințare. Din potrivă, a fost un gest de mare mirare. Eram am nespus de uimită să-l văd dimineața la Bagdad, când acum, pe după masă, am cu el o întâlnire în Samara. Tâlcu, îl luăm cu toți. Revenind la vorbele Domnului Isus, în viața de pe pământ faci parte din grupul celor înstăriți sau din grupul celor lipsiți, contează și nu prea. Vine moartea. Și dați-mi voi să spun că după ce vom fi murit, la 100 de ani după ce vom fi murit, chiar nu va conta dacă ai fost cu bicicleta sau cu mașina. Dacă ai stat în casă sau în cort, dacă ai avut pe masă un singur fel de mâncare sau două sau trei, dacă ai avut nume sau n ai avut, chiar nu va conta după ce vei fi murit. Isus a zis că pe pământ viața este trecătoare. Și asta o știm cu toți. Iată cum mai departe Isus leagă veriga a treia. Cu aceasta El ne conduce spre acelea pe care nu le cunoaștem. Urmează să le descoperim. În al treilea rând, Iisus ne arată că după ce corpul moare, sufletul omului continuă să existe într-o stare conștientă, să, să fie viu și într-o stare conștientă. La moarte moare doar corpul, sufletul omului, sufletul care locuiește în corp, Rămâne viu mai departe. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul. Și auziți ce spune versetul 23. Pe când era el în locuința morților, în chinuri. Notați, vă rog, corpul a murit și a fost pus în mormânt și al săracului și al bogatului. Dar sufletul și a unui așa celuilalt a continuat să fie viu, să trăiască. Doar corpul moare, sufletul nu. După învățătura Domnului Isus, sufletul omului este nemuritor. Isus adeverește aceste lucruri vorbindu-ne de mai multe ori în Scriptură. Nu e vreme să aducem în atenție toate dovezile. Dar măcar două sau trei să menționăm. Vă aduceți aminte când l-au întrebat pe Domnul Isus cu privire la înviere, Domnul Isus a spus că Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți, ci este Dumnezeul celor vii și a vorbit despre Avram, despre Isaac și despre Iacov ca fiind vii. Sufletele lor. Amintiți-vă acel momentul burător când pe muntele schimbării la față se arată alături de Isus în această transformare slăvită doi profeți din vechime. Unul este Moise, care a trecut prin moarte biologică și celălalt este Ilie, care a avut parte de răpire la cer în trup. Și unul și celălalt sunt alături de Domnul Isus într-o stare conștientă, vorbind unul cu celălalt despre sfârșitul pe care Domnul Isus urma să-l aibă în Ierusalim. Era acolo Moise. Ai zice, Ilie, da, n-a murit niciodată, e acolo, a venit, l-a dus Dumnezeu înapoi din cer. Dar Moise care a trecut prin moarte biologică? E o dovadă limpede potrivit acelui text, că după ce corpul moare, sufletul care a locuit în trup, continuă să fie viu. Locul acesta, parabola despre Lazar și despre bogat, ne descrie în termeni cât se poate de expresivi realitatea existenței sufletului dincolo de moarte. În cel privește pe bogat, vă rog să observați conștiința sa de sine. Și a ridicat ochii în sus și a văzut departe, de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și l-a recunoscut pe Lazar și a făcut o rugăciune zicând, Părinte Avrame, fieți milă de mine, trimite pe Lază să-și înmoaie vârful degetului în apă, să-mi răcorească limba, că-și grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Iată-l conștientizând condiția în care se găsește. Grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Mai mult, el își aduce aminte de viața de pe pământ. Am acasă cinci frați trimite pe laser în casa tatălui meu să le adeverească ce se întâmplă aici, în lumea în care am ajuns, în infern, în locul de osândă și de chin, să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei aici. Deci, evidențe care arată lămurit că după moarte sufletul omului este viu, în stare conștientă, aducându-și aminte de viața de pe pământ și realizând condiția pe care o are în lumea de dincolo. Asta se va întâmpla și cu noi. Pe pământ, ai mai mult sau mai puțin, cu vremea vei muri. Și după ce trupul moare, sufletul se duce în cealaltă lume. Continuă să fie viu. 4. Întuitorul, deslușind și mai mult taina lumii de dincolo, ne arată că în lumea de dincolo sunt două locuri. Două mari compartimente, două mari locuri. Un loc este numit aici locul de mângâiere. Sânul lui Avram, raiul Dumnezeu, cum l-am mai putea numi un loc de mângâiere, un loc de odihnă, aproape de inima lui Dumnezeu, un loc în care cei drepți sunt primiți, sunt răsplătiți, sunt mângâiați și unde se odihnesc, bucurându-se de fața lui Dumnezeu și de viață veșnică. Celălalt loc este un loc grozav, un loc de chin, un loc numit aici locuința morților, în chinuri. Nefericitul bogat spune, grozav sunt chinuit în văpaia aceasta, trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba. Loc de chin, trimite pe Lazar în casa tatălui meu să le adeverească fraților mei aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. În lumea de dincolo sunt două locuri, rai și iad. Unii oameni își imaginează că lumea de dincolo ar cuprinde un fel de spațiu neutru în care sufletul se duce după ce moare, după ce iese din corp, și acolo în spațiul acela neutru ca un fel de gară, așa, ca un aeroport, acolo își hotărăște drumul, destinul. Acolo hotărăști la dreapta, la stânga. E un loc indecis, se mai poate face cumva o schimbare. Prelungite rugăciunile celor din lume, de viața de pe pământ, a bisericii, a sfinților, mila lui Dumnezeu, slujbele bisericii, pomeni, dezlegări și toate câte sunt în toată această tradiție bisericească, poate că ceva s-ar putea întâmpla după. Isus, Domnul, ne arată că lucrurile stau altfel. În lumea de dincolo sunt două locuri, Rai și Ad. Foarte clar, și foarte răspicat. Nu sunt trei, nu sunt mai multe. Un loc pentru cei drepți, un loc pentru cei nedrepți. Și ține minte, după ce vei muri, sufletul tău se va duce într-unul dintre aceste două locuri. Probabil că unora dintre semenii noștri li se par aceste vorbe basme. Sperietori bisericești pastoral a fricii, cum se exprima un filozof francez. Fețele bisericești au speriat pe noriași, amenințându-i cu judecata viitoare și cu un infern și cu un iad care nu există. Ba, s-a mers până acolo încât ca dovadă a inexistenței judecății viitoare și a iadului a fost invocată bunătatea lui Dumnezeu, iubirea lui veșnică. Frații mei, Dincolo de speranțele și aspirațiile noastre, e cu minte să revenim la cuvintele lui Dumnezeu revelate în Scriptură. În aceste cuvinte se arată lămurit că există o lume dincolo de lumea aceasta, există două locuri în lumea aceea, se numește unul Rai și celălalt Iad. Și că în acele locuri oamenii se vor duce și vor rămâne pentru vecii vecilor. Ai dreptul să negi existența acestor realități? Ai dreptul să te pui împotrivă? Ai dreptul să le neglijezi, să le arunci în spatele tău? Ai dreptul în viața ta de pe pământ să trăiești cum dorești? Dar ține minte, consecințele deciziilor tale nu mai ai dreptul să le alegi. Poți să trăiești în păcat, nu te oprește nimeni. Poți să fii ateu, nu stă în cale nimeni. Poți să devii un bagiocoritor al lui Hristos, nu te oprește nimeni. Dar ține minte, consecințele alegerilor tale nu le mai alege. Iar ce se va întâmpla în lumea de dincolo nu depinde nici de cum de părerile tale, de opiniile pe care le ai despre lumea de dincolo. Câte din lumea de pe pământ nu depinde părerea ta? Lumea de dincolo este ținută în picioare în ființă de Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Lui. Bogați sau săraci, moare și cel bogat, moare și cel sărac. După moarte, sufletul continuă să fie viu și în lumea de dincolo se duce în rai sau în iad. Veriga numărul 5 vă rog să observați felul în care Domnul Isus prezintă aceste realități. Ajuns în infern, bogatul pledează pentru schimbare, cere îndurare. El era în locuința morților în chinuri, versetul 23, de acolo și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Vă rog să observați că de acolo, din locul acela de chin și de pediapsă, cel nefericit, nemântuit, are perspectiva mântuirii pe care a pierdut-o, a ratat-o. Are perspectiva vieții veșnice, a salvării, a mântuirii, a răsplătirii, care a trecut pe lângă el în viața de pe pământ. A neglijat-o. Iar acum îi stă în față ca o țintă pe care a ratat-o, ca o oportunitate pe care a pierdut-o, ca pe ceva ce a bagiocorit toate zilele vieții sale și care acum îi se pune în față ca o dovadă pe care nu o poate contesta, secundă după secundă, minut după minut, o are în fața ochilor lui, cât a fost pe pământ, a negat-o, a bagiocorit-o, a aruncat realită realitățile acestea în spatele lui, a zis, nu există Dumnezeu, nu există infern, nu există rai, totul e pe pământ, iar de acum în veșnicie ele are ca pe un televizor deschis în fața ochilor, în fiecare secundă a existenței sale. Chilul ăsta grozav. Să-ți zici, puteam și eu să fiu mântuit. Și n-am fost. Îndrăznește, după cum observăm, să ceară o schimbare. Dar vă rog să observați ceea ce a cerut el. Trimite pe laser să-și înmoaie vârful degetului în apă și să răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în băpaia aceasta. Vă întreb, a cerut mult sau a cerut puțin? Nefericitul acela nemântuit. Puțin. Notați-vă rog că și-a dat seama din instincte, cine știe din ce rațiuni, și-a dat seama că n-are rost să ceară să fie transferat în rai. N-a zis, scoate-mă de aici pune-mă lângă Lazar. Nu. Și-a dat seama că nu se poate a cerut doar o ameliorare. Și aici este o ironie. Să vină Lazar să pună degetul, vârful degetului într-un pahar cu apă. Câtă apă poate fi pe un vârf de deget? Și să-mi spicure. Grozav sunt chinuit în băpaia aceasta. Vă rog să observați răspunsul Fiul a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și laser și-a luat pe cele rele, acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Din vorbele mântuitorului rezultă lămurit că în lumea de dincolo nu se mai poate schimba nimic, absolut nimic. Și aceasta ar fi a cincea verigă. Bogat sau sărac, cu vremea vei muri, după moarte sufletul continuă să fie viu, în lumea de dincolo este rai și este iad, și a ajuns într-unul dintre acele locuri, acolo rămâi în viac. Nu se mai poate schimba nimic. Absolut nimic. Viața trăită pe pământ face consecințe în eternitate. Aduți aminte că în viața ta ți-ai luat lucrurile bune, Lazar și-a luat pe cele rele. De bună seamă că pe fond este o ironie. Cu siguranță că Lazar n-a ajuns în împărăția lui Dumnezeu pentru că a ales răul și bogatul a ajuns în infern pentru că a ales binele. Și este o vorbire ironică pe limba acelui care toate zilele vieții pământești a bagiocorit adevărul și calea lui Dumnezeu numind-o drum rău și trăirea în păcat și în pofte, numind-o calea cea bună. Iar de acum este pus în fața consecințelor propriilor sale alegeri. Învățătura care rezultă de aici este cât se poate de simplă și de grăitoare. Ajuns în lumea de dincolo, în rai, acolo vei rămâne în vecii vecilor lângă Hristos ratând mântuirea, neglijând întoarcerea la Dumnezeu și pocăința, murind în păcat, vei ajunge în infern și acolo vei rămâne pentru vecii vecilor. Nici o schimbare nu va mai avea loc. Aceste cuvinte sunt rostite de însuși Domnul nostru Isus, binecuvântat să fie în numele Lui. Se leagă de viața noastră. În atmosfera acestui cuvânt plutește o întrebare. Dacă murim și după moarte sufletul e viu și în lumea de dincolo ajungi în rai sau în iad și plecând din lumea aceasta ajuns în rai sau în iad, nu se mai poate schimba nimic. Unde ai plecat? Acolo rămâi în viac. Unde și cum se decide locul în care îți petreci veșnicia? Asta este întrebarea care stă în atmosfera acestei cuvântări. Și la această întrebare, Mântuitorul nostru răspunde cât se poate de limpede. Iată dialogul. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, că ce am cinci prați și să le adevărească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. E limpede că locul în care se hotărăște unde îți petreci veșnicia este viața de pe pământ. Anii aceștia în care ne găsim acum, circumstanțele împrejurările de viață pe care le trăim chiar în această seară, ce va fi mâine, poi mâine, Domnul Dumnezeu știe. Dacă vom mai supraviețui acestei săptămâni, acestui sfârșit de an, Domnul Dumnezeu știe. Important este să reținem că Viața de pe pământ este locul în care ne vom hotărâ, vom hotărâ, se va hotărâ, unde ne vom petrece veșnicia. Să nu lași problema aceasta extrem de importantă, neglijată și nerezolvată. Cuvântul spune, au pe Moise și pe proroci, adică au Biblia. Bogatul cere un miracol, nu părinte Avrame, dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Cu alte cuvinte, omul acesta a zis, pentru frații mei, Biblia nu înseamnă nimic. Îi cunosc prea bine, nici pentru mine n-a însemnat nimic. Fă ceva nou pentru frații mei, să se întâmple o minune, să meargă Lazar în via din morți, să se ducă, să intre în casa lor, pe Lazar îl știu, când o să-l vadă pe în pragul, o să se sperie, când o să-l audă povestind ce se întâmplă în lumea asta, o să-l creadă răspunsul e limpede. Avram a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, dacă nu iau aminte la Biblie, nu o să creadă nici dacă o să învie cineva din morți. Frații mei, cine refuză să dea dreptate lui Dumnezeu în revelația Sfintelor Scriptură să găsească o mie de explicații pentru orice miracol Dumnezeu a făcut, numai ca să nu-L accepte și să nu-L creadă. Ca să se lămurească sufletul Dumnezeu a făcut suficient. Fiul lui Dumnezeu Isus Hristos a venit în lume, s-a întrupat, a murit pe cruce pentru păcatele noastre, a înviat din morți. Cuvântul viu al lui Dumnezeu este revelat în Scriptură și este dat nouă. Duhul lui Dumnezeu este revărsat asupra noastră. Biserica lui Dumnezeu este prezentă în mijlocul acestei lumi. Sunt atâția oameni care se întorc la Dumnezeu și care îl mărturisesc pe Isus ca Domn și ca Mântuitor. toate acestea sunt un mesaj convingător pentru noi. Sunt chemați să luăm aminte la El. Viața se va duce repede. Cu vremea vei muri. După moarte, sufletul va continua să-ți fie viu și se va duce în iad dacă nu te-ai întors la Dumnezeu și nu te-ai pocăit. Ajuns acolo, în veci rămâi acolo. Isus ne aduce în atenție că locul în care se hotărăște destinul etern al sufletului nemuritor, este viața de pe pământ. Și acele fapte, realizări, reacții, răspunsuri esențiale pe care trebuie să le dăm față de Dumnezeu pot fi concentrate în două cuvinte cheie. Cuvântul credință și cuvântul pocăință. Credință în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Domnul Isus este Mântuitorul. El a murit pentru noi. Cum se spunea aici la deschiderea slujbei, El este calea, adevărul și viața. Isus a spus, nimeni nu vine la tatăl decât prin mine. Nimeni nu vine în rai la tatăl, a zis Isus, decât prin mine, prin Isus. Prin urmare, trebuie să-l primești pe Domnul Isus. Trebuie să crezi în Domnul Isus. Trebuie să-l accepti în sufletul tău ca Domn al tău pe Domnul Isus. Trebuie să-ți predai viața Domnului Isus. Să accepti promisiunile pe care le-a făcut Domnul Isus. Domnul Isus a spus cine crede în mine are viață veșnică. Isus a spus că El își dă viața ca preț de răscumpărare pentru lumea întreagă și pentru tine și pentru mine. Dacă va fi să ajungi în infern, vei ajunge pentru că n-ai vrut să-l accepti pe Isus. Nu vei ajunge în infern pentru că ai mințit. Nu vei ajunge în infern pentru că ai furat. Nu vei ajunge în infern pentru că ai trăit în păcate. Nu! Din cauza acestor păcate îți vei lua locul și pe în infern. Dar nu de aia vei ajunge acolo. Vei ajunge acolo pentru că n-ai vrut să-L urmezi pe Isus. Așa a zis Domnul Isus. Cine nu crede în mine a fost și osândit. Atitudinea ta față de Domnul Isus îți pecetulește destinul etern. Nu atitudinea față de morală. Atitudinea față de morală și față de păcat, astea au consecințe. O să vadă cel ne cel ce îl așteaptă, ce plată are păcatul. Plata păcatului este moartea. Dar dacă va fi să ajungă cineva în infern, va ajunge pentru că n-a vrut să se întoarcă la Dumnezeu. N-a vrut să-l primească pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iar noi cei care suntem în această seară suntem puși față în față cu o decizie majoră. Ce vei face în relația ta cu Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Domnul Isus Fiul lui Dumnezeu, nu este o idee, nu e un mit, nu e o legendă, nu e o învățătură bisericească, nu e o tradiție omenească. Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu, El este viu, El a înviat, El e o realitate. Cu Isus Hristos te poți întâlni, poți vorbi, cu El poți avea comuniune, îl poți auzi, îl poți urma, poți fi cu El în părătășie. Iisus Hristos e o ființă vie, slăvit să fie în numele Lui. Care este atitudinea ta față de El? Crezi în El? Ești ucenicul Lui? Au greutate pentru sufletul tău cuvintele Lui? Iisus a spus, cine crede în mine are viață veșnică. Și cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, chiar dacă va muri, va merge din moarte la viață. Adică împreună cu el în slavă. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Iată dar aceste cuvinte clare, limpezi, în această cuvântare a lui Isus, pilda bogatului nemilostiv. Să facem o recapitulare pentru sufletele noastre. În lumea de pe pământ sunt oameni bogați și sunt oameni săraci. Cu vremea moare și cel bogat, moare și cel sărac. Vei muri și tu, și eu. După moarte, sufletul tău, sufletul meu, sufletele noastre vor continua să trăiască în stare conștientă, experimentând și interacționând cu realitățile din jur, în lumea de dincolo. După lumea aceasta, dincolo de pragul morții, mai există o altă lume în care sunt două locuri, rai și iad. Sufletul tău, viu, ieșit din trup, se va duce într-unul dintre aceste două locuri, în rai sau în iad. Dacă se va duce în rai, primila lui Dumnezeu, în vecii vecilor va rămâne în rai nu se mai existe cădere. Ce a fost a trecut. Luptele s-au încheiat, ispitirile s-au încheiat, alergarea s-a încheiat, de acum rămâne odihna și împărtășirea cu Hristos în vecii vecilor. Dacă vei ajunge în iad, nimeni de acolo nu te va mai scoate afară. Nu va mai fi milă, și vi spune, dar e drept așa? E corect? Și o să spun pe temelul Scripturii că da. Și vezi, zice, cum e posibil așa ceva? Aduceți-vă aminte de gestul suprem pe care l-a făcut Dumnezeu ca să ne facă loc în rai. Știți ce a făcut? N-a stat nepăsător în fața nefericirii noastre, a eșecului nostru, nu s-a dat la o parte lăsându-ne să ne prăbușim în infern fără să pună în fața noastră cale de scăpare. N-a decis să ne facă potrivit păcatelor noastre. Nu. Răspunsul lui a fost sacrificiul suprem. Pe fiul său, pe singurul său fiu, Dumnezeu Tatăl l-a dat la moarte în locul nostru. El a luat asupra sa păcatele noastre, a purtat vina noastră, el a suferit în locul nostru, Dumnezeu a simțit durerea pedepsei păcatului, a luat-o asupra lui. Acesta a fost răspunsul lui Dumnezeu. Și acum, în fața acestui gest final și suprem, de jertfă supremă făcută de Dumnezeu pentru binele nostru, nu mai e nicio scuză și nu mai e dreptul să spui, este incorrect să merg în iad. E corect. E corect. Corectitudinea judecății lui Dumnezeu stă în faptul că l-a pus la mijloc pe Fiul Său Iisus Hristos ca plată pentru noi. Cine îl primește pe Iisus are viață veșnică. Cine îl respinge pe Iisus se întâlnește cu consecința vieții trăite în păcat pe pământ și se duce în infern. Ce vei face? Ce vei face? Slujba în seara aceasta se va încheia în următoarele minute. Va fi botezul în apă și într-un final se va încheia. O să plecați spre casă. O să ieșim din curtea acestei biserici pe o poartă sau pe alta. Când o să pășiți în stradă, deja veți fi făcut o decizie. Când o să pășiți în stradă, o să ieșiți din clădirea aceasta, pe terasă, scoborând în curte, veți ieși în stradă, veți fi luat deja o decizie. Este oare decizia aceea să-L urmați pe Isus Hristos? Nimeni nu vine la Tatăl, a spus Isus, decât prin mine. De murit murim, dar după moarte ne putem duce la Tatăl sau în iad. Unde vei vrea să mergi? Altă cale spre sânul lui Avram, spre Tatăl Ciresc, spre împărăția lui Dumnezeu, în afară de Isus Hristos, nu este. Pe el să-l primim și să-l urmăm. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze.